Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, doamnelor și domnilor, prin binecuvântarea Domnului, suntem împreună la părtășie în seara aceasta și mă bucur și apreciez slujirea tuturor grupurilor din biserică, fie că e vorba de orchestră, pampare, cor sau celelalte grupuri. Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvânteze tare. Vă aduc salutări sfinte și frățiri de la bisericile pe care le slujesc, de la bisericile pe care le-am vizitat în ultima perioadă, de când n-am mai fost la voi. Cu harul, pacea și durarea să vă fie înmulțite. Amin. Amin. Mai mult despre introducere, nu mai pomenesc. Intrăm în textul biblic. Elisei, fiul lui Șafat, a fost unul dintre cei mai glorifici și exacti profeți ai Vechiului Testament. A fost ucenicul lui Ilie Tishbitul. Dar față de mentorul său, față de învățătorul său, Elisei a făcut un lucru excepțional, și anume, i-a strâns pe mulți dintre tinerii bărbați al Israel și a făcut cu ei o școală a fiilor prorocilor. O școală în care bărbații aceia tineri învățau să fie gura lui Dumnezeu. Prorocul este omul care vorbește din partea lui Dumnezeu. Și pentru asta îți trebuie o pregătire. Și Elisei i-a chemat lângă el, a știut cum să vorbească cu ei, i-a trimis în misiune. Veți vedea în momente când Elisei trimite pe fiii prorocilor cu mesaje din partea Domnului. Să meargă la împărat chiar. Și trimitea misiune, după care reveneau înapoi. Atmosfera din locul acela, stilul de a preda al lui Elisei, făcea ca locul acela care altădată era lejer, încăpător, să nu mai încapă cât de mulți erau la școală. Și acum avea o dilemă. O dilemă pe care au majoritatea bisericilor care păstrează lucrul ăsta. Adică în felul lor de abordare, stilul lor de a lucra împreună, ajunge ca locul să fie neîncăpător. Trebuie să-și facă altă adunare mai mare. Iară cheltuială, iară beceauri, iară calaburi, iară zugraveală, iară... Dar, trebuie să-l facă mai mare, că vine popor la mântuire, slăviță vie Domnului. Vin copiii noștri în casa Domnului. Și locașul acela trebuie făcut mai mare. Și vine unul dintre ei și spune, locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Adem la Iordan, că acolo avem materiale, avem copaci. Luăm fiecare câte o bârnă și ne facem un loc mai mare să încăpem toți. Și Elisei elegant a vrut să vadă dacă ceea ce a predat el a fost bine. Și a spus, duceți-vă. De foarte multe ori dorim să scăpăm de anumiți pastori, de anumiți care ne învață pocăința cu tare. Duceți-vă. Și oamenii aceștia vin și spun, fii bun și vină cu slujitorii tăi. Și credeți că mi-au plăcut pe Elisei faza? A, da? Eu m-am făcut numai că vreau să rămân și ăștia au venit și au spus, hai cu noi. Și a mers. Pe când unul dintre ei tăia o bârnă, un copac, spune Scriptura, fierul de la secure, nefiind împădat bine, a sărit din coadă și s-a dus în apă. Vă reamintesc faptul că pe vremea aceea, singurii care dețineau metalurgia metalilor și ascuțirea lor erau filisteni. Evreii aveau rar săbii, și filistenii nu le predau tehnica asta secretă. Ei trebuia să meargă la filisteni să-și facă ceva. Rar aveau. Ca atare topoarele, securile erau împrumutate. Și uite că ăsta pierde ceva. O rămas cu coada în mână, dar fierul de la secure s-a dus în apă. Și pentru că densitatea fierului este mai mare ca densitatea apei, s-a cufundat. Și omul l-a strigat. Ah, domnul meu, era împrumutat. Cu alte cuvinte, eu trebuie să-l dau și înapoi. Elisei a venit acolo. Dintre toți ceilalți care erau acolo, nimeni n-a știut să rezolve problema. Pentru că tocmai l-au luat pe Elisei, Elisei a pus o întrebare. Unde a căzut? Și a arătat locul. După ce a arătat locul, Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o pe locul acela și dintr-o dată s-a întâmplat ceva extraordinar. Felul de la securi a plutit pe apă. Și apoi Elisei a spus, ridică-l și a întins mâna și l-a luat. Ăsta e textul de studiat pentru noi în seara aceasta. Stimații mei, primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că Biserica Domnului Iisus Hristos, creștinii, cei răscumpărați, sunt chemați să fie fii ai prorocilor. Oameni care să vorbească din partea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care trebuie să-l știm noi foarte bine și problemele pe care le avem este că nu știm să vorbim. Foarte multe lucruri le facem bine. Facem fapte foarte bune. Ajutăm pe alții. Sper că ajutăm și copiii fluturi. Doamne ajută! Amin. Problema este că toate astea sunt stricate de faptul când deschidem gura. Când deschidem gura să strică și repetiția noastră, când deschidem gura să strică și faptele noastre, când deschidem gura dintr-o dată, constatăm că oamenii din prejur spune, băi, băia bun, dar păcat că gura e altfel. De ce? Pentru că nu învățăm. Și aș vrea să vă spun,
Când venim în casa Domnului, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este să vorbim. Doamne ajută! Amin. Pentru că prorocul lucrează doar cu gura. Forța lui stă în ceea ce vorbește. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură despre profetul Ieremia. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu l-a chemat pe Ieremia în lucrare. Și atenție ce constată Ieremia la vremea respectivă. Ieremia, capitolul 1, cu versetul 4, spune așa. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și Ieremia răspunde. Eu am răspuns. Ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Și continuă Biblia. Și spune. Dar Domnul mi-a zis. Nu zice, sunt un copil. Că te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins ce? Că prorocul lucrează doar cu gura și continuă. Și Domnul mi-a zis, iată pun cuvintele mele în gura ta. Și continuă. Iată astăzi te pun peste neamuri și peste împărății. Ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să ridicești, să zidești și să sădești. Cu ce? Toate astea se fac cu o gură. Și era un copil. Profetul omului Dumnezeu, credinciosul, lucrează cu gură. Dacă la domeniul ăsta nu știi să lucrezi, strici toate celelalte lucruri. Strici toate celelalte lucruri. Ori din cauza aceasta, poporul Domnului trebuie să fie un loc în care să învățăm să fim gura lui Dumnezeu. Doamne ajută! Pentru că mântuirea vine tot prin vehiculul acesta al vorbelor, al cuvintelor. Vă reamintesc faptul că apostolul Petru a mers în casa lui Corneliu să-i predice, să-i vorbească din Scriptură. Și când biserica din Ierusalim l-a întrebat ce a intrat în casa unor netăiați împrejur, el vine și dă raportul. Pentru că trebuia să-l dea chiar apostolul Petru. Să dea cuiva șofăteală. Ce spune el în Faptele Apostolului, capitolul 11, cu versetul 13 în felul următor, despre Corneliu. El, Corneliu, ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zici și Petru. Și atenție, Petru, doar umbra lui trecea și oamenii erau vindecați. De ce era Petru la Iope? Pentru că murise o uceniță numită Tabita și Petru, cu ajutorul Duhului Sfânt, a viat-o. Și acum și Petru va vindeca pe cineva. Și Petru va învia pe cineva și voi veți crede. Atenție ce spune versetul următor. Cheamă pe Simon, zici și Petru, care îți va spune ce? Cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Mântuirea nu vine prin înviere. Mântuirea nu vine prin minuni, prin vindecări. Mântuirea vine prin cuvintele pe care le rostești. Nu tot spune atât, dacă ar face Dumnezeu o vindecare, copilul meu s-ar pocăi. Vorbește frumos, omule, și în casă. Vorbește colegilor tăi corespunzător. Că dacă nu o faci, n-ajută nicio minune la nimic. Pentru că mântuirea îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. De aceea când biserica se adună, când credincioșii se adună, primul lucru care trebuie să învețe ca fii ai prorocilor este să vorbească frumos. Doamne ajută! Amin. Uitați-mă în textul ăsta biblic, fiii prorocilor învățase deja. Și când Elisei spune, duceți-vă, ăștia nu vin și spun, vii cu noi, domnule, dar cine? Adică tu faci chiar ce vrei? Nu, nu, nu. Fii bun și vino cu slujitorii tăi. De când n-am mai auzit noi lucruri de astea? Pentru că noi credem că așa au abonament să vină aici. Că trebuie să stea aici. Că trebuie să facă repetiții. Că trebuie să cânte. Și după ce cântă, stăm așa alihamete, nu spunem nimic. Dar e greu să spunem, Domnul să te binecuvinteze? Sunt copiii voștri până la toată urma, nu-i așa? De acasă la voi au plecat. În loc să stea și citească o carte sau să orignească, pleca la repetiții. V-a fost greu să vorbiți prin cuvinte ceva folositor? Când sunt ei slujba,
Te duci la rândul dintre ei și spui, măi, ce cântare frumoasă a ieșit în cor, ce armonizată frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Știi că data viitoare, când dirijorul spune că au repetiții, din nou sta repetiție, și atenție, nu i-ai plătit cu nimic. Nu le-ai dat nici măcar o pizza. Cine ai vorbit? Frumos. E la îndemâna noastră sau întrebă un dar special? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Fiii prorocilor, învață să vorbească frumos. Învață să apreciezi. Apreciezi ceea ce faci. Știți că foarte mulți oameni nu-și găsesc sensul în lumea aceasta? Vin în biserică și se așează pe un scaun și văd că toți se uită că scaunul e uzat de prezența lui. Păi scaunul ăla trebuie așa, e uzat. Dar el nu vede nimic. El e transparent. Ți-e greu să te uiți în dreapta și în stânga să-l vezi, spui, mă bucur că te văd din nou la casa Domnului. Pentru că nu poți să aduci la adunare nici propriul tău copil. Și dacă totuși omul acela lasă deoparte orice activitate și vin împreună cu tine, ți-e greu să-l vezi și să rostești niște cuvinte frumoase? Pentru că în casa Domnului lucrurile astea trebuie să le învățăm, frații mei. Venim dintr-un mediu în care toate sunt luate așa pe apucate. Când profităm de oameni, când efectiv îi vorbim de rău. Și asta e starea noastră. Când vii în școala fiilor prorocilor, în primul rând începi să vorbești de bine. Doamne ajută! Amin. Și în contextul ăsta, când vorbești de bine, știi să mustri. De foarte multe ori, noi suntem experți de mustrare de unde venim. Când am mers, știm să mustrăm. Mergem pe direct, așa. Foarte mulți dintre noi spun, băi frate, eu nu curăț ouă la nimeni. Nu suflă în ciorbă la nimeni. Eu merg direct. Păi e corect să mergi direct. E corect. Dar ai învățat de la Domnul Iisus? Domnul Iisus spune în Cartea Apocalipsului că este o biserică de acolo care nu și-a pierdut dragostea din Domnul, ci a părăsit. Când pierd ceva, mai cauți. Păi poate găsesc. Și există o bucurie specială în lumea asta, bucuria lucrurilor pe care le-ai regăsit, care le-au pierdut și le-ai găsit. Câte bucuri! Le-ai căutat Domnul și am găsit lucrul respectiv. Biserica aceea și-a părăsit dragostea din tine. M-aș fi gândit că Domnul începe scrisoarea către Biserica din Efes cu următoarele cuvinte. Biserica din Efes. Pentru că ți-ai părăsit dragostea din tâi, vin la tine și ți-au sfeșnicul. Pocăiește-te! Pentru că altfel voi face ceea ce spun. Domnul începe cuvântarea către Biserica din Efes cu următoarele cuvinte. Știu faptele tale. Știu răbdarea ta. Știu, dar ce am împotriva ta. Bun, cu dar ăsta suntem toți experți. Toți. Dar lucrurile dinainte le-ai știut? Că omul respectiv vine la adunare. Că omul respectiv face eforturi. Că omul respectiv muncește din greu ca familia lui să nu fie o povară pentru biserică. Că omul respectiv lasă din timpul lui și slujește bisericii. Că omul respectiv este un model pentru vecinii și rudele lui. I-a spus cineva? Că lucrurile astea nu le știm. Trebuie să le învățăm la adunare. Doamne ajută! Abia după ce ai învățat astea toate, te poți duce la el să-i spui, fratele meu, te-am văzut un om la locul dumneavoastră. Ți-ai crescut copiii. Ești o binecuvântare pentru biserică. Ești cu tare. Și omul ăla spune, ai văzut tu toate astea? Da, frate, asta fac la adunare. Mă uit cum te folosește Dumnezeu. Mă uit că atunci parcă lipsește ceva de la adunare. Toate astea le-am văzut. Și omul începe a plânge. Spune, băi, de atâția ani vin aici, nimeni nu vede că am și ceva bun. Toți se iau de mine. Da, fratele meu, asta am vrut să spun, că ai o grămadă de calități. Dar există anumite lucruri care câteodată stau și mă întreb și eu. La dumneata este aroganță, la altul este vorbă ne la locul lui, la altul este altceva. Și vii și spui, dar câteodată se întâmplă lucrul ăsta. El spune, tu crezi că eu nu știu treaba asta? Dar nu a venit nimeni ca tine să spun. Majoritatea pornesc drojba și fug după mine. Frate, vreau să spun ceva. Și gata, eu spun, nu mai spun. Știu de rău. Știu că vii la tăiat pomul, îl defrișez totalmente. Când vii și te apropii de oameni afreșindu-i, oamenii te primesc. Și asta înveți doar aici. Toți aveți drujbe și clești mari, așa, de curăța copașii la alții. Dar vostru nu vreți. Biblia folosește terminologia aceasta când spune, dacă vrei să scoți paiul din ochiul aproapelui tău, scoate în tăi, bârna. Mi s-a întâmplat la toți vara asta, probabil.
Dar să mergeți pe drum și este câteodată, câte un roi de ăla, din grizuliță mici, mai ales cum mergeți voi bicicletă pe aici, este, îți intră o grizuliță de aia mică noi. Când se intră grizulița aia, mergi la un prieten, spui, băi, mi-a intrat o grizuliță, așa mă deranjează, scoate, uite, cum găsești tu? Uite, am o batistuță, vine prietenul tău, spui, am un ac și cu acul ăsta drept în ochi la grizuliții dau. Nu e așa că ai întins o grizulă, le-ai scută cu ac de acolo? Da, dar ăsta vrea să-i rupă un picior la grizulița aceea. Nu, lești? Nu. E un lucru prea fin. Bun, după ce ai văzut cât de greu s-o scos grizulița din ochiul tău, când vine cineva și spune, băi, mi-a intrat și mie o grizuliță din aia. Nu te duci cu borbașâna la ea. Spune, băi, știu. Greu s-o scos și la mine. A avut cineva răptare cu un colț de șervețel, mi-a scos grizulița aceea. Dă-mi voie să te-o scot, pentru că știu cât e de greu. Știți că atunci când greșim, noi am vrea cineva să poarte cu gentilețe, cu blândețe, cu înțelegere față de noi. Problema este că noi nu procedăm la fel cu altul. Doamne, e milă de noi. La școala fiilor prorocilor, înveți să vorbești de bine și înveți să mustri. Doamne ajută! Amen. Al doilea lucru care trebuie să înveți aici este să binecuvintezi, că la asta am fost chemați. Amen. Dar care-i treaba cu binecuvântarea asta? Nu cumva-ți vorbi goale? Frate, te binecuvintezi în numele Domnului cu sănătate. Frate, te binecuvintezi în numele Domnului cu un loc de muncă bun. Dar și ce se întâmplă? Dați-mi. Când noi ne naștem în familia părinților noștri biologici, semănăm cu ei. Câteodată când văd câte un micuț de ăsta cum umblă pe peiți, pe volurile noi, mă uit așa la ceva, băi, ăla e așa la tău? Dar tu nu ți-ai dat seama. După cum merge, după cum zâmbește, tăte tațu. De ce? Pentru că îl moștenește. Când ne-am născut în familia părinților noștri, le moștenim caracteristicile, mersul, zâmbetul și chiar caracterul îl moștenim. Când ne naștem a doua oară, prin Duhul Sfânt, în familia lui Dumnezeu, îl moștenim pe Tatăl nostru Ceresc. El ce zice? Ia ființă. De-aia Biblia spune, nu blestemați. Dar ce, să prindem ceva? Da. Da, de-aia îți spune, ți interziceți să blestem. Pentru că îi spui fetei tale, niciodată nu te vei mărita. Asta e un blestem. Niciodată n-ai să știi să faci mâncare. Asta e un blestem. Chiar dacă nu e incantație, e un blestem. Când rostești la cineva, tu totdeauna o să te vorbi, măi. Dar să vezi că băiatul ăla nu mai scapă, vrea să vorbească pur și simplu, nu poate. Pentru că blestemul tatălui și a mamei îl însoțește. Și asta se întâmplă între credincioși. Ori, stimații mei, înveți în schimb nu să blastem, ci să binecuvintezi. Dumnezeu să-ți dea viață și sănătate. Să pleci și să vii încărcat cu binecuvântări. Pentru că îți dă Dumnezeu cecul înalt. Nu poți tu să mă binecuvintezi cu mine sănătate. N-ai duri, tu n-ai nici pentru tine. Dar Dumnezeu vine și spune, tu n-ai, dar îți ofer posibilitatea asta, o am eu. Dă-i un cec în alb altuia, cu sănătate, cu binecuvântare, cu har, cu victorie și eu cu îngerii mei semnez secul ăla și îi dau ce ai rostit. De aceea spune Scriptura, binecuvântați că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Știți ce ar trebui să facem? Să învățăm. Când vezi pe cineva că vine la biserică și ai aflat că a fost pe la spital și mai gălbănuț așa și are analizele rele, oprește în dreptul lui și spune Dumnezeu să-ți dea sănătate. Frații și surorile, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Să știi că mă rog pentru tine. Știți că altfel se coagulează lucrurile în comunitatea drumului. Că noi suntem oameni toți. Auzi pe cineva care are un copil mai răzvrătit să spui Dumnezeu să aducă mântuire în casa ta. Rostește cuvinte de binecuvântare. Te-a chemat Dumnezeu la lucrul acesta. Nu dai din al tău. De ce ți-e greu? De ce ți-e greu să rostești ceva pentru altul? Și ultimul aspect pe care vreau să vi-l spun că învățăm la școala fiilor prorocilor, pe lângă faptul să vorbim de bine, pe lângă faptul că învățăm să binecuvântăm, este că învățăm să ne ținem cuvântul. Foarte mulți credincioși nu sunt... Cuvintele lor n-au impact și valoare pentru că nu-și țin cuvântul dat. Dacă eu vin ție și îți spun, uite, în data cu tare, eu vin la tine să-ți fac lucrarea respectivă. Dacă eu vin cu tine să te întâlnesc în data cu tare, la ora cu tare a venit, și eu mă țin de cuvântul respectiv, când eu îi spun la omul ăla care mă știe, bă, ăla om serios, ăla când îți spune un lucru, așa rămâne. Băi să știi că Iisus te iubește și pe tine. Ăla nici nu discut, spune așa-i greu. Că omul care îi spune un om de cuvânt, câtă vreme eu te fientez în continuu,
Spun că vin la ora 3 și stai în ploaie pe la 6 după mine. Am uitat cu tare, nu știu ce. Bun. Mă vin la tine și fac un contract de lucrare pentru un anumit termen și pentru o anumită sumă. După care eu le învârt, le succesc, materialele s-au scumpit, mâna din lucru s-au scumpit, mi-a fugit un om, mi-a plecat, am avut pană la mașină. De parcă clientul e vinovat că ai pană la mașină. De parcă clientul e vinovat, ții îți fug oamenii când nu-i plătești. De parcă clientul e vinovat, vii și spui tot și nu te ții de cuvânt. După care îți aduce aminte că ești pocăit și credincior. Și spui, păi știi că Iisus te iubește, să-l dea-l serios? Tu ți-ai găsit să-ți spui? Ori, stimații mei, foarte mulți dintre frații noștri, ca testul ăsta, vor să fie niște mesageri ai Domnului, dar nu-i mai crede nici propriilor copii. Ori, din punctul ăsta, să ne ajute Doamne să ne pocăim. Câți teste pe care le dați, frații mei. Nu știu, la momentul actual, să fi promis undeva și să nu fi ajuns acolo. Nu știu. Dar dumneavoastră sunt programat, programările mele merg pe ani de zile și trebuie să ajung exact acolo, mă rog, pentru sănătate. Pentru că eu știu că mesajul meu are impact. Dacă mă programați la evanghelizarea data trecută și spuneam, eu nu pot să vin, frații mei, dar m-au zis că am predicat la Elim. După aceea predicam, băi, frații, nu pot să vin, dar eu predic prin Roma, prin Italia, prin undeva. La un moment dat vin și vă prevenz, frații mei, să fim serioși. Toată lumea se uită la mine, serios? Ca tine? De ce? Pentru că mi-am pierdut impactul. Ori voi, frații mei, sunteți chemați să vorbiți oamenilor și câteodată s-a putea Dumnezeu să-ți descoperi într-o noapte, să-i spui colegului tău, cumnatul tău, rudei tale, că e vremea să întoarcă la Domnul. Și tu te duci la el să-i spui. Dar credibilitatea ta va fi de ce ai făcut până atunci, fratele meu. Că dacă până atunci ai fost deserios, cumnatul tău nu va primi mesajul pe care Dumnezeu îl dă prin tine. Și nu va fi mântuit. De ce? Pentru că nu te crede, nu te-ai păstrat la nivelul ăsta. Fii proroce ori învață lucrul acesta. Se responsabilizează pentru lucrul acesta. Spune Scriptura, dacă ai făcut un jurământ în paguba ta, îl ții. Nu pentru că nu-ți pasă de bani. Nu pentru că muncești degeaba. Pentru că tu îți păstrezi un cuvânt care oricând l-ai spus, oamenii să spună, ăsta e cuvânt de la Domnul. Vă păstrați lucrul ăsta? Foarte mulți frați de-ai mei vin la adunare, dar n-au niciun cuvânt. Așteaptă să fii ghizel, neagă, să predici, ca ghizel, crean, din noi nu mai crede nimeni. Dar frații mei, la asta ați ajuns? Suntem chemați ca fii ai prorocilor. Să învățăm să vorbim frumos. Apoi să binecuvântăm. Și apoi ca impactul cuvintelor noastre să fie maxim. Trebuie ca mesagerul să aibă o viață de seriozitate. Doamne ajută! Când păstrezi lucrurile acestea și când Dumnezeu îți dă un cuvânt și te duci la cineva, omul acesta nu poate coti. Nu se poate duce. Ce-l primește ca din partea Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze. Fiii prorocilor în stilul acesta au ajuns să fie într-un loc neîncăpător. Și au zis să meargă la Iordan. Fierul de la secure reprezintă sufletul uman, care este un împrumut al lui Dumnezeu pentru noi. Toate lucrurile împrumutate trebuie să fie returnate. Și proprietarul totdeauna cere ca lucrul care ne l-a împrumutat să-l dăm măcar în calitatea sau în felul cum ne l-a dat. Măcar așa. Ori fierul de la secure trebuia returnat. Există o lege pe care n-am scris-o eu, dar care e valabilă totdeauna. Un lucru funcționează și e bun la stăpânul lui până ți-l împrumută ție. Când ți-l împrumută ție, s-o ars, s-o defectat, s-o tocit, s-o întâmpla ceva. Și problema pe care o ai tu și eu, este că trebuie să dăm lucrul împrumutat înapoi. Din nefericire și în domeniul ăsta, fiii prorocilor, nu mai dau lucruri înapoi. Nici măcar acele împrumutate. Mă refer și la banii. Dar vor să fie crezuți când vorbesc în numele Domnului. Vor să fie crezuți când vorbesc de sfințenie și de pocăință. Ori vreau să vă spun că lucrul acesta rămâne valabil. Lucrurile împrumutate trebuiesc returnate. Doar dacă proprietarul spune, nu mai am nevoie. Ai scăpat. Dar în rest, cartea, banii,
și alte lucruri care le-ai împrumutat, nu te fă că plouă. Du-le înapoi. Și caută să le duci înapoi măcar cum le-ai luat. Dumnezeu ne-a împrumutat o valoare extraordinară și anume sufletul. La nașterea noastră ne dă un suflet. Și într-o zi ne va cere sufletul înapoi. Problema este pentru că avem pe stoc, pe inventar, ne imaginăm că sufletul ne aparține. Și din cauza faptului că ne aparține, îl ducem la discotecă, îl ducem pe stadion, îl mai ducem pe la biserică. Sufletul nostru este tratat de noi ca ceva care e al nostru și va rămâne veșnic al nostru. Însă vine un moment când Dumnezeu își cere împrumutul înapoi. Și atunci nu contează că ești rege, că ești împărat, că ești vit sau star, sau un om de rând, predai inventarul. Și apare înmormântarea. Sfânta Scriptură ne spune în Evanghelia după Luca, capitolul 12, despre un bogat căruia îi rodise țarul. Până atunci omul acesta se hrănise de pe suprafața aceea de pe mână. Dar dintr-o dată Dumnezeu i-a dat vreme de arat, de semănat, vreme de care colta să-i crească și i-a dat și vreme să secere. Și recolta lui a fost îmbelșugată. Și omul acesta a intrat într-o dilemă. Ce voi face? Pentru că am foarte multe roduri, nu știu să le strâng. Știu ce voi face. Voi dărâma vechile mele silozuri, grânare, voi face altele mai mari. Și atenție, expresia lui pe care a ridicat-o din textul acela biblic, Luca capitolul 12 cu versetul 19. Și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și până aici ăsta e cam visul oricărui om. Băi, muncesc tare, acum. N-am timp de biserică. N-am timp de repetiții. Acum ai distrâns. Ca într-o zi să zic sufletului meu. Acum ai tot. Și casă, și garaj, și mașină în garaj, și tot ce trebuie. Acum odihnește-te, mănâncă, bea și vesel. Să vedeți că toți aceia care nu vin la adunare, chestia asta o omină. Softul ăsta e pus de undeva, mintea lui, băi, într-o zi o să vin și eu, dar nu spun că nu vin. Într-o zi, dar când le voi avea pe toate astea. Continuă versetul următor, privitor la posesiunile acestui om. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi, păi dar era proprietatea lui. Nu. Nu. Sufletul este proprietatea lui Dumnezeu, ne-a împrumutat nouă. Și într-o zi Dumnezeu ne-l cere înapoi. Și când a cerut Dumnezeu înapoi, poți tot doctorii din lume să spună, nu, ăsta rămâne. Nu. În ziua morții, niciun om nu are câștig de cauză. Așa. Pentru că dacă Dumnezeu a împrumutat un lucru, are tot dreptul să-l ia înapoi. Amin. Tot dreptul. Vreau să te întreb cum arată împrumutul tău acum. Pentru că atunci când trebuie să-l predai lui Dumnezeu, împrumutul trebuie să fie ca la început. Când un om se naște în lumea aceasta, Dumnezeu îi dă un suflet alb și imaculat, curat. Când minte prima dată, apare o pată. Când se enervează prima dată și cântește ușa la părinți, apare o altă pată. Când fentează profesorul și spune că nu a avut timp de teme, apare o altă pată. Apoi apare înjurăturile, apare apoi și tot așa pete. Și la un moment dat, la 18-20 de ani, sufletul său arată ca blana unui leopard sau unei pantere, numai cu pete. Și vine Evanghelia și spune, tu nu te poți salva singur. Petele de pe sufletul tău nu se pot duce cu ce poți face tu. Nimeni nu-și poate mântui sufletul. Dumnezeu ne-a dat o soluție de salvare și soluția aceea e sângele lui Iisus Hristos. La care omul vine și spune, Dumnezeu, eu vreau să rămân cum m-am născut părinții mei. Dar nu mai ești acolo, omule. Minciunile, păcatul, ți-a distrus haina imaculată a sufletului tău. Efectiv, nu mai ești acolo. De aceea, iubiții mei, sufletul trebuiește salvat. În cartea Apocalipsului veți găsi în capitolul 7 despre un lucru interesant. Și spune Sfânta Scriptură că fiind dus în Duhul Apostolului Ioan, care a stat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos, este provocat de cineva de acolo, din bătrânii de acolo. Spune capitolul 7, versetul 13, în felul următor. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe,
Cine sunt oare și de unde au venit? Și considerăm normal să-i pună întrebarea la Apostolul Ioan, care îi place lui în Evanghelia lui, salută, îi intituleze de 5 ori ucenicul pe care îl iubea Iisus. Despre niciunul în Biblia nu spune că stătea cu capul pe sânul Domnului Iisus. În timp ce ceilalți discutau toți cine să fie cea mai mare, Ioan auzea niște cuvinte pe care ceilalți nu le auzeau. De aceea, dacă o să citiți Evanghelia după Ioan, o să găsiți cuvântări și cuvinte ale Domnului Iisus pe care nu le mai găsiți în nicio Evanghelie. Pentru că el era foarte aproape. Deci putea să știe. Și când îi se pune întrebarea aceasta în locurile cerești, el nu vine și spune părerea mea după atâția ani de pocăință, părerea mea e după studiile mele, părerea mea că am stat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate. Nu. El n-a știut. Și atunci a venit simplu și sec spunând nu știu. Nu știu, spune el. Doamne, Tu știi. Și el mi-a zis aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele meu. Stimați-mi ei. Oamenii aceia și-au albit hainele și le-au spălat în sângele meu. De ce? De ce? Când tu ții un costum, prima dată îl duci la curățătorie? Prima dată îl duci să-l speri? Nu, n-are sens. Oamenii aceștia, care sunt prezenți acolo în ceruri, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic, că nu sunt ca mine și ca tine, au avut hainele pătate, de păcate, de minciuni, de tot felul de lucruri pe care le-au făcut în lumea aceasta ticăloasă. Dar ei și-au dat seama că ei nu pot să spele hainele cu soluțiile lor, cu rugăciunea lor, cu postul lor, cu faptele lor. Și atunci au apelat la singura soluție pe care ne-a oferit-o Dumnezeu și anume și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Amin. Amin. Sângele mielului valabil și în seara aceasta, laudați să fie Domnul. Sunt hainele tale albe? Sunt ele curățite? Pe Dumnezeu nu-L surprinde că noi păcătuim. Asta e natura noastră. Nu trebuie să faci lecții să te enervezi. Te enervezi! Efectiv. Nu trebuie să faci lecții să te răzbuni. Știi! De ce? Pentru că asta e natura noastră. Când ne supără cineva, ne vine la gură cuvinte la care nu ne-am gândit niciodată că le-am dat drumul. Dar acolo! De ce? Pentru că asta e natura noastră. Dumnezeu nu-i surprins că greșim. Dumnezeu nu-i surprins că avem ieșiri. Dumnezeu e surprins că după ce am greșit, nu venim să ne spălăm hainele. Doamne ajută! În lumea aceasta, chiar cei mai buni credincioși pe care am văzut eu, sunt oameni care încearcă să ajute. Și de multe ori, făcând bine, le greșesc. Făcând bine, le greșesc. Imaginează-ți că te îmbrăci cu un costum alb, așa. Să folosim expresia din Apocalipsă. Cu un costum mare. Și mergi pe drum. Ești pocăit, ești credincios. Cumnatul tău mergea pe drum și-o căzut. Vecinul tău mergea pe drum și-o căzut în șans. Și din șanțul ăla spui, băi, vecin, nu mă pot ridica singur. Îți prind din noroi, îți prind de așa. Nu mă pot. Încerc să mă duc acasă. Te rog, ajută-mă. Tu nu faci ca preotul și ca levitul. Băi, am costumul ăsta, vin peste 20 de mâini la tine. Nu. Te duci repede. Cumnatul tău, fratele tău, te-ai dus acolo cu costumul tău alb, l-ai ridicat pe omul ăla, l-ai pus pe drum, ăla spune, băi, chiar nu putea, mulțumesc frumos, bun, el a plecat bucuros cu tole, când tu uiți că l-ai ajutat, cu tine s-a întâmplat cu aia tale. S-au murdărit. Dar ai făcut un bine, măi. Chiar bine îi făcând. Treci spre lumea asta să te murdărești. Ca atare, singura soluție și în cazul ăsta este sângele lui Iisus Hristos. Ca să nu spun de alte lucruri pe care intenționat le-am făcut. Ori Hristos vine și spune pe următor, vină la mine să te curăț eu. De aceea Biblia spune, dacă ne mărturisim păcatele, dau citatul ăsta pentru că văd că dumneavoastră l-a afișat și foarte important pentru prieteni să-L cunoască. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, spune Biblia așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de câte nelegiuiri. De orice nelegiuire, dar mărturisită, să ne ajute Domnul. Dar identificată. Ori, din punctul ăsta de vedere, oamenii ar trebui să cunoască, încă o dată repet, suntem în sânul comunității pentecostale, dar ar trebui și preoții să spună lucrul ăsta. Că toți oamenii, păcatele care le-au făcut în tinerețe și care au venit, că păcatul are abilitatea asta de a sta înaintea ta, spunea David la un moment dat, căci păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Dar nu l-ai făcut acum, băi. Nu l-am făcut mai demult, dar păcatul strică cele mai frumoase zile. Am întâlnit Doamne și Domn care au păcătuit ceva în tinerețe. Nu spun ce au făcut ei.
Dar în zilele cele mai frumoase, când acum aveau copii mari, trebuia să bucure de faptul că a terminat o școală, păcatul ăla venea în fața lor și nu îi lăsa să se bucure din momentul ăla. Îți ia toată bucuria din viață. Păcatul respectiv. Toată frumusețea vieții ți-o va lua păcatul respectiv. Ori păcatul are abilitatea de a se băga în cele mai intime lucruri ale tale. Până când este ispășit. Și ispășirea o face prin mărturisirea noastră sângele lui Iisus Hristos. Amin. Bun, dar ce trebuie de făcut ca sufletul nostru să fie vindecat și salvat de păcat? Cum v-am spus, fierul de la securi reprezintă sufletul. Când noi intrăm în lumea aceasta, zburăm așa un timp, există o vreme când zburăm prin ave, sunt primii ani din viață când prea nu ne aducem aminte. După care intrăm în contact cu Iordanul care reprezintă lumea aceasta. Și încetul cu încetul ne cufundăm. Starea profundă pe care o are oamenii astăzi este starea de nemulțumire. Toți trec pe deasupra. Tu stai pe fundul râului, nu-ți convine nici cum arăți, nu-ți convine nici unde te-ai născut, nu-ți convine nici ce neamuri ai, nu-ți convine nici părinții pe care ai vrea să-i schimbi, nu-ți convine absolut nimic. Pentru că păcatul te-a dus pe fundul râului. Și starea de nemulțumire dezvoltă într-o societate care o duce mai bine ca regii. Niciodată regii Franței n-au dus-o cum o duci tu. N-au dus-o cum o duci tu. Să ai atâtea feluri de brânză, de salam, să ai apă din perete, să ai instalații sanitare, să ai totul. N-au dus-o. Citiți despre ei și cum aveau ei numai instalațiile sanitare, care erau direct pe geamă stradă. Regii. Care aveau cei mai buni bucătari. Ei, tu o duci mai bine. Totuși în lumea noastră unde noi trăim, cel mai profund sentiment este sentimentul nemulțumire. Cel mai frumos. De ce? Toate fiarele sunt pe fundul râului. Securea e pe fundul râului. Sufletul e coborât jos. Ori unul dintre aspectele pe care le sublinează Iuda este cel din Epistola lui Iuda, versetul 16, care caracterizează tocmai starea actuală. Spune Scriptura aici așa. Ei sunt niște cârtitori nemulțumiți cu soarta lor. Nemulțumiți cu soarta lor. Indiferent unde ei pune, patronul e vinovat, colegul e vinovat, profesorul e vinovat, păstorul e vinovat, cel la bun, îl muți de aici, îl duci în America. America e vinovată, copacii-s vinovați, iar mai vinovată, bun, îl duci în Africa. Nisipul e vinovat, cu tare e vinovat, numai el nu este vinovat. Nemulțumit cu soarta lui. Și starea asta sunt o grămadă de oameni pe fundul râului, în viața aceasta și în lumea aceasta. Salvarea vine din altă parte. Elisei întreabă unde a căzut. Este o zonă unde cazi tu. Tu nu cazi oriunde. Cazi undeva anume. Foarte mulți dintre noi nu cădem unde vrem noi, ci cădem unde ne programează părinții câteodată. Pentru că spunea Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18 în felul următor. Că știți că nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpălați din felul de șer de vețuire pe care moșteniseră de la... Deci noi vrem, nu vrem, am moștenim un fel de vețuire. Anumite lucruri pe care părinții ne le-au transmis. Și anume, dacă bunicul a fost nervos, tata nervos, eu cine sămăn? Bine, mă pocăiesc, aș vrea să merg ca în reloare, să fiu calm. Nu, îți iute. Îți iute. Pentru că am felul ăsta de șer de vețuire. Eu nu o să cap niciodată la alte păcate, dar la Iulțean o să cap. Dacă bunicul a fost alcoolist, dacă tata a fost alcoolist, eu nu mă voi confrunta niciodată, poate, cu jocuri, cu noroc. Ci totdeauna voi întreba, deși nu mi se dă o porție mai mare la șina Domnului. Totdeauna voi dori măcar în domeniul ăsta. De ce? Am problema asta. Ori din punctul ăsta de vedere, știu că în biserica noastră, frații menoniți, ne-au adus niște siropuri, și scria pe siropurile alea în engleză ca o concentrație oarecare de alcool. Și am dat la frate, că era foarte bun pentru tusă. Am avut și eu tusă, am luat de ala, dar nu plăcea la gust. Că nu. Era puternic alcoolizat cumva, dar nu o cantitate mare. Dintr-o dată în adunare au început să vină frați pe care știam din lume că erau alcooliști puternici. Frate Virgil, știi ce bun e siropul ăsta? Mai adun, așa tușesc un bucat de timp, așa îmi trece. De ce? Iar un fel de șer de vețuire care îl urmărește și după 20 de ani de pocăință, îl urmărește acolo.
Ei, recunoaște unde ai căzut. Vezi domeniul ăla. Nu spune, băi, nu cunosc, dar tu n-ai atale. Ba da, biserica primară tocmai asta trăia. Spune Biblia, mărturisiți-vă unii altora. Asta înseamnă, fraților, bunicul a fost așa, tata a fost așa, eu sunt așa, sunt nervos, eu. Mă ajutați? Frate, suntem atenți de acum înainte. Când eu mă pregătesc eu cuvântul la adunare generală, frate, spune frate Virgil, lasă vorbească altcineva, Dumnezeu. Bă, dar mi se teme, așa îmi vine să-i zic câteva la același cutare, băi, lasă-l, lasă-l așa, noi vechem asupra ta. Vechem asupra ta. Nu într-un an, nu în doi. Dar dacă vii peste 3 ani de zile, nu mă mai vezi așa, iute. De ce? Frații au vegheat asupra mea și m-am echilibrat. Sunt alții care vin și spun, frații mei, eu nu am problema ce are fratele de zi. Eu am probleme cu, mă uit unde nu trebuie. Și mai ales la partea surorilor, în continuu mă uit. Și când stau și mă gândesc, tata a fost cum a fost, bunicul a fost cum a fost, vă rog să mă ajutați. Noi te ajutăm, frate. Niciodată nu trimitem o soră să mărturisească la el. Niciodată nu-i spunem când sunt grup cu surori. Stai deoparte, matale. Pentru că ai problema asta. Foarte multe căderi care au loc astăzi în media evanghelică este că nu se descopere vulnerabilitățile. Unde am căzut, domnule? Unde cade neamul nostru? Ori când recunoști aici am căzut, doar atunci se pune la dispoziție bucată de lemn. Foarte mulți vin așa, dar Dumnezeu nu știe unde am căzut eu. Da, dar Dumnezeu vrea să recunoști unde, să identifici tu locul ăla, să arăți tu locul ăla, tu cu digitalul tău. Doamne, aici e slab. În domeniul ăsta slab. Aici eu greșesc. Aici nu-s vegheator. Aici eu dau șutul în perete. Aici mă fac de râs. Doamne, aici. După ce ai arătat locul, numai după aceea să ia bucată de lemn să arunc acolo. Citiți cu atenție în Biblie. Numai după ce ai arătat locul. Nu se poate așa. Doamne Iisus, treci tu prin adunare, prin rânduri. Iartă-ne păcatele la toți, că oricum noi avem de gând să facem altele. Nu, nu, nu. Spune-mi unde ai căzut. Recunoaște-ți, asumă-ți vinovăția în locul ăla. Asumă, Doamne, sunt rău. Sunt nervos. Mă uit unde nu trebuie. Accesez și nu trebuie. Recunosc astăzi și arăt locul. Nu mă pot scăpa eu acolo. Poate nu-s vinovat atât de mult cât mi-i vinovați părinții. Dar și eu am deprins anumite lucruri. Doamne, aici am căzut. Atunci, Elisei, taia o bucată de lemn. Lemnul verde, știți pe cine reprezintă? Spunea cuvântul Domnului, la un moment dat, când femeile din Ierusalim îl plângeau pe Mântuitorul când se ducea la Calvar și îl plângeau pe el, el vine și le spune, nu mă plângeți pe mine. Spune Sfânta Scriptură, Luca, capitolul 23, cu versetul 31, că Domnul Iisus spune așa, căci dacă aceste lucruri se fac copacului verde, ce se va face celui uscat? Hristos recunoaște că el este copacul verde. Restul sunt numai uscături. Ca noi să fim salvați, Elisei trăia în mod profetic o bucată de lemn verde care reprezintă jertfa ispășitoare și răscumpărătoare a lui Hristos. Și o aruncă peste locul ăla unde era căzut ferul de la secure. Iubitul meu, același lucru totdeauna îl face Dumnezeu când noi ne mărturisim starea și păcatul. Același lemn verde ne salvează și ne iartă păcatele. Slăviți să fie Domnul, jertfa lui Iisus Hristos. De aceea e important pentru tine și pentru mine să recunoști unde ai căzut. Doar în modul acesta Dumnezeu ne aduce salvare și binecuvântare. Doar în momentul în care noi recunoaștem locul acela, sângele lui Iisus Hristos ne spală și ne curățește de orice păcat arătat, mărturisit și lăsat. Doamne ajută! Asta presupune că vom mai greși. Dar avem la îndemână acela. Și asta înseamnă că ne maturizăm, frații mei. Asta înseamnă că ne maturizăm. Spun lucrul acesta ca o paranteză. Eu l-am mai spus și altă dată. Viața de credință este o viață foarte logică după Biblie. Când noi ne naștem din nou, chiar dacă avem 50 de ani, sau 70 de ani, când ne naștem din nou, din punct de vedere spiritual, nu suntem oameni mari, ci suntem prunci în Hristos. Asta suntem. Ca și prunci în Hristos. Unul dintre primele lucruri pe care învățăm este să vorbim. Și când vorbim, vorbim strălcit. Vorbim nu corespunzător. Apoi un alt lucru pe care e foarte greu de făcut este să mergem. Care dintre dumneavoastră, întrebați-vă părinții dacă nu sunteți conștienți de lucrurile, întrebați-vă dacă ați luat vreo izbă sau o trântă sau nu. Când ați început să mergeți. Toți ați mai luat câte una. Ei, copiii spirituali care se nasc în biserică mai cad.
Și Biblia vine și spune, tocmai la ăștia, copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Adică să cădeți. Dar dacă cineva a păcătuit, adică a căzut, avem la Tatăl un... Știți că lucrul ăsta nu scrie niciodată la tine? V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și ați biruit pe cel? Dar de ce? Pentru că tânărul nu mai cade, mai. Nu mai cade. Eu dau exemplul ăsta totdeauna, mă duc în anumite comunități și câteodată câte o mamă care are un băiețel de 4 ani, îi spune, du-te la tata. Și tata e partea cealaltă. Și băiețelul se duce la tata. Nu se uite că pe jos e pe un cablu la un microfon lăsat acolo. În timp ce îl duce la tata, se împiedică de cablul ăla, cade jos și începe spectacolul. Începe a plânge acolo. Dacă nu vine tata și mama să lea, nu mai putem face nicio slujbă. Nu mai putem predica, chiar plânge, cocăjut, jos. Tot în seara aceea, la un moment dat, frații numesc cineva să se roage. Și pleacă un băiat de 14 ani să ducă microfonul. Se împiedică de același cablu. Cade în același loc. Nu mai auzi niciun vai, nici nu știi când dispare din jur. De ce? E tânăr. Lui nu-i place să stea jos, nu-i place să vaiete, nu-i place să iei vina pe alții. Nu! El s-a ridicat și a plecat. E tânăr. Pe măsură ce trece timpul, nu mai cazi pe lângă scaun, pe lângă masă. Ai crescut, Doamne, eu aici sunt slab, aici sunt slab. Frate, unii zis, frate, nu pot că slab, ai da, mă pocăiesc, vechează și metează oameni. Aici sunt slab, aici sunt slab. Într-o dată, lemnul verde asigură. Să ridică bărbați și femei pe care îi folosește Dumnezeu, spunem, Doamne, unde a crescut omul ăsta? Băi, la Cărpiniș, dar l-a ajutat frații, el nu mai cade. Amin. A crescut, slăvit să fie Domnul. Aia e ideea, bine. Ideea primă, nu-ți facem stati vechi în adunare, frate, știi cum e rău, nu mai luăm cu aia, cu cealaltă, mai vorbim, singurul sport care mi-a mai rămas, e bârfa, clerechire, din restul ne-a mai lăsat, așa, dar mai vedem, Doamne, trebuie să crești, să ajungi la un anic. Vel de om mare, om folositor lui Dumnezeu, Doamne ajută! De-aia trebuie să recunoști. Și după ce ai recunoscut și ferul plutește pe apă, ai o stare de împlinire, frații mei. Pentru că una stai pe fundul râului și alta îți plutești pe apă. Vin câteodată, când se termină evanghelizările, văd printre noi oameni din lumea aceasta, mulți dintre ei din lumea interlopă, alții din alte domenii, care, așa, se uită cum cântăm noi, se uită cum cântă corul, se uită la fanfară, se uită la... Uite așa, când învață chestia asta? Când cânt cu tare? Toți bulversați așa. Și când la urmă discutăm cu ei, domnilor, ce vi se pare așa? Păi, dar voi nu știți că Ucraina e război cu Rusia? Voi nu știți că rușii o spart frontul? Voi nu știți că prețurile cresc? Voi nu știți că suntem într-o dilemă? Voi nu știți? Păi da, știm! Dar una stai pe fundul râului și alta îi splutești. Slăviți să fie Domnul! Când venim aici, învățăm să plutim. Ne aducem aminte că dincolo de noi, dincolo de Biden, dincolo de Putin, există unul care e împărat al împăraților și Domn al Domnului. Unul care a scris deja istoria și o găsim în Apocalipsa, chiar dacă mai și frată, dar o găsim acolo. Pentru el toate lucrurile sunt clare. Viața mea nu e pusă în mâna lui Iohannes sau a serviciului secret român. Viața mea e pusă în mâna celui ce are toată puterea sus în cer și jos pe pământ. Ca atare când venim aici, plutim în viață. Chiar dacă pâinea a fi scumpă, Dumnezeu mi-a singură pâine cea din toate zilele. Asta îți aduce aminte aici. Și pe baza asta, ziua s-a schimbat. Pe baza asta plutești în viață. Dar spune Scriptura, nu e suficient doar să plutești, ci trebuie să ridici. Și spune, ridică și a întins mâna și l-a luat. Pierdem extraordinar de mult aici. Slujbele noastre din casa Domnului sunt momente de înălțare, frații mei. Spuneam Psalmistul, Psalmul 25, la tine, Doamne, îmi înalți? Păi asta e ideea. Cântările nu sunt făcute să le evaluăm noi că o cântată în gamă, nu a ieșit din gamă, că o greșit un semiton sau o... Nu, nu. E făcute ca să ne înălțăm sufletul spre Dumnezeu, spre sfatul Lui, spre planul Lui, să ajungi. Pentru că ești Fiul lui Dumnezeu, poți intri la El oricând, fratele meu. De foarte multe ori întâlnesc situația asta când există doctor bun care consultă pe oameni, le dau diagnostice foarte precise și câteodată chiar ameliorează și vindică anumite traume sau anumite situații. Bineînțeles că oamenii se îngrămădesc la ei. Câteodată iau bon de ordine și stau. Imaginează-ți că ai un bonul de ordine numărul 11 și stai la rând. Și când a intrat ăla dinaintea ta, nu știu câte le-am intrat, stă de vorbă cu el. Când aproape auzi tu că vine la ușă, vezi că doctorul mai pune o întrebare. Și ăla mai stau bucat. Și tu stai cu numărul 11. Când intru eu? Când intru eu? Abia aștept să treacă toți ceilalți,
să-i dea afară mai repede, să te iei pe tine, să te iei de vorbă cu tine. Că să-l auzi și tu ceva. În timp ce voi toți vă stresați așa, dintr-un băietan de vreo 14 ani pe acolo, pe holul ăla, nici nu se uită că tu ai bonul de ordine numărul 11 și mai ai după tine câțiva care au bon. El intră pe acolo și se duce în față. Ăștia tot, bă, băiete, vezi că sunt bonuri de ordine? Vezi că este aici un rând? Nu intri tu aici și faci tu ce vrei așa. Și spune, mie nu-mi trebuie bon de ordine. Cum adică nu-ți trebuie ție bon de? Toată lumea are bon de ordine și așteptăm aici la rând să mergem la domn doctor și tu așa. Eu mă duc să vorbesc cu tata, că doctorul ăsta pe care îi așteptați voi, tata meu, eu intru că vreau. Bate la ușă, Nicolo s-a unii, da, cine? Tata, eu sunt. Poți să intri. Și intră fără bon de ordine. De ce? E fiul. Știi ce te-a făcut Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos? Fiul său, slăvit să fie Domnul. N-am decât Biden, Trump să stea la rând să vadă cine o să iasă conducător. Noi intrăm în seara asta la rugăciune de final, în sala tronului de domnie. Și acolo trebuie să-ți înalți suflet. La aceea folosesc cântările. La aceea folosește cuvântul lui Dumnezeu să-ți înalți sufletul. Într-o zi, poporul evreu este atacat de un popor puternic. Nu numai cu un popor puternic, cu un popor care se răzvrătește împotriva lor, a Moabului. Și vin ăștia să cucerească pe evrei. Și împărații lui Israel, lui Iuda și mai era încă un împărat a Edomului, au dorit să stea înainte, dar și-au dat seama că nu au șansă de izbândă. De vreo 7 zile umblau fără apă, fără nimic. Și au tras o concluzie simplă. Dumnezeu ne pedepsește și ne dă mâna moabiților pentru că n-am găsit apă, n-au plouat și absolut. Ce ne facem? Și unul dintre ei spune, dar nu este niciun proroc al Domnului aici să ne spună ce se discută acolo. Noi suntem pe drum, n-avem apă, n-avem nimic. Dar Dumnezeu știe deja, trebuie. Care e prorocul ăla care se duce la Dumnezeu să vadă ce ne spune el? Și spune, este Elisei, fiul lui Șafat. S-a dus la, ajung la Elisei și spune, uite Elisei. Elisei vine și spune la un împărat, dacă ai fi numai tu, nici nu te-aș băga în seamă pe tine. Dar pentru că vine omul ăsta, aduceți-mi un cântăreț cu arfă. Bă, dar Elisei nu poți repede să preie legătura cu cerul. Nu, nu, aduceți-mi că de-aia trebuie să cânte fanfara, de-aia trebuie să cânte corul, de-aia trebuie să cânte așa. Aduceți-mi un cântăreț cu arfă. Și în timp ce cântărețul cânta cu arfă, Elisei își ridică sufletul la tronul lui Dumnezeu, ca un copil al lui Dumnezeu, aude planul lui Dumnezeu pentru ei și coboară înapoi și spune, așa vorbește Domnul, să faci groapă lângă groapă. Nu veți vedea nici veligerie, nici furtună și nici ploaie. Dar vă voi da apă pentru voi și vitele voastre și caii voștri. Și ca să nu fie puțin lucrul ăsta, pe toți împărații care vin împotriva voastră, îi voi da în mâinile voastre, că eu sunt Domnul. Așa au făcut. Că Dumnezeu le-a dat o biruință deplină pentru un om care s-a dus sus și a auzit planul lui Dumnezeu. Iubitul meu, de câți ani ești la pocăință? Te chema Dumnezeu nu numai să cânți. Și sensul de a cânta, de a sluji Domnului, este ca poporul Domnului să se înalțe. Muzica pe care trebuie să o alegem este o muzică care se ajute pe oameni să se înalțe în prezența lui Dumnezeu. Nu să-i coboare, să se înalțe. Să vină oamenii și să spună, am stat în prezența Domnului și Dumnezeu mi-a vorbit următoarele lucruri. Și ce zice Dumnezeu este da și amin. Am văzut comunități unde anumiți oameni trăiesc ca cu mâinile ridicate în timp ce se cântă, se roagă. La sfârșitul slujbei se apropie de o persoană și spune, Dumnezeu mi-a spus că intervine în casa ta, ți-a ascultat rugăciunea și în scurt timp îți mântuiește soțul. Curioși ăștia, în scurt timp soțul vine la pocăință. Pentru că în cerul s-a făcut un sfat, dar cineva a avut acces acolo. Nu a stat pe fundul râului, băi, toți sunt ca mine. Nu, nu, nu. A arătat locul, s-a ridicat, a plutit și s-a înălțat. Doamne ajută! Asta e ideea, frate. De asta venim la casa Domnului. Nu se prinde în vechime. Ci venim în casa Domnului să învățăm să fim fii ai prorocilor. În primul rând să vorbim frumos, apoi să binecuvântăm și să ne ținem de cuvânt. Doamne ajută! Apoi ne aducem aminte că sufletul nostru încărcat de păcat a fost izbăvit doar prin jertfa lui Hristos, recunoscându-ne am căzut. Nu uitați că și la momentul actual, când păcatul se lipește de noi, este ca o bucățică de plumb pe sufletul nostru. Ne duce în jos, ne coboară. Soluția este totdeauna sângele lui Iisus Hristos. Te rog frumos să înalță-ți sufletul ori de câte ori ești la închinare, ori de câte ori ești la cântare, ori de câte ori ești cu frații. Nu ești aici să analizezi. Înalță-ți sufletul. Ai vreun dubiu privitor la mine? Ai vreun dubiu privitor la altul? Înalță-te la Tatăl Ceresc și întreabă, Doamne, ce-a fi cu omul ăsta? Ce-a fi cu el? S-ar putea Dumnezeu să-ți spună.
sau să spune Dumnezeu, roagă-te pentru el. Amin. Pentru că într-o zi când îi voi împărți răsplata pentru slujba ce a făcut-o, o va împărți Dumnezeu și cu cei care s-au rugat și eu nici nu știu. Pentru că dacă ceea ce sunt, este nu numai datorită mie, ci a oamenilor care se roagă pentru mine. De multe ori nu prea aveam treabă în poporul Domnului și ne găsim alte activități. Însă ne cheamă Dumnezeu să fim părtași la lucrările altor. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin.